Atenție, șofer! Dacă parcați în Alba Iulia pe un loc de parcare plătit cu abonament, puteți să fiți amendați de poliția locală cu sume cuprinse între 100 și 200 de lei. Foarte mulți albaiulieni se plâng de faptul că își găsesc locurile de parcare ocupate și nu știu ce să facă. Există însă o soluție viabilă și eficientă. În cazul în care cei care au închiriat parcări de la primărie nu se înțeleg sau nu-l găsesc pe proprietarul mașinii nepoftite, o rezolvare rapidă a stării de fapt este un apel la poliția locală, care să intervină și să-l amendeze pe intrus. Disponibile 24 de ore din 24, numerele de telefon puse la dispoziție de poliția locală sunt 0258 819 096 sau 0258 589. Amenziile nu sunt deloc neglijabile. Sumele pe care trebuie să le plătească proprietarul unei mașini care a parcat pe un loc rezervat sunt cuprinse între 100 și 200 de lei, iar dacă se achită în termen de 48 de ore, 50 de lei. În general însă, asemenea probleme se rezolvă pe cale amiabilă, afirmă Ioan Vodă, șef serviciu în cadrul Poliției Locale Alba Iulia. Acesta a adăugat că deocamdată nu există un sistem de ridicare a mașinilor. Conform hotărârii Consiliului Local 76 din 2010, amenda este de la 100 la 200 de lei. Poate plăti jumătate din minimul amenzii în 48 de ore sau pe loc, dacă plătește pe loc, bineînțeles, la Direcția de Taxe și Impozite a Primării. Jumătate din amenzii, adică 50 de lei. Ce amenzi mai sunt date pentru locurile de parcare? Deci, pentru locurile de parcare, conform aceleași hotărâri de Consiliu Local, dacă respectivul care și-a concesionat parcarea nu își face curat, risc amendă de la 50 la 100 de lei. Deci nu are voie să-și pună sisteme de blocare pe locul concesionat, din nou amendă de la 50 la 100 de lei. În oricine astfel din cazuri, sesizări au fost foarte multe, în oricine astfel din cazuri s-au rezolvat amiabil, băieții patrula ajungea la fața locului și respectivii se înțelegeau. Deci omul care parca în loc concesionat își cerea scuze, ori mergea la cumpărături, ori urca la cineva în scara blocului. Mulți dintre albaiulieni cred că locurile de parcare sunt plătite doar între orele 18 și 8 dimineața și în restul lor pot parca pe respectivele locuri. Nu, locurile de parcare sunt 24 din 24, deci concesionate titularul care și-a plătit abonamentul. Pentru un loc de parcare, albaiulienii plătesc anual o taxă de 120 de lei cu TVA inclus, taxă ce se modifică prin hotărâri ale Consiliului Local. Beneficiarii au dreptul de a folosi locul de parcare timp de 24 de ore pe zi.